Bucurie mare pentru preoții și credincioșii parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni din cartierul Tineretului. Zilele trecute s-a reușit turnarea plăcii peste demisolul noului lăcaș de cult și astfel s-a ajuns la cota zero. A trecut aproape un an de la primele săpături pentru fundație și grație Episcopiei Giurgiului, dar și a generosului om de afaceri Florian Nicolae, lucrările au continuat într-un ritm rapid. În momentul de față s-a ajuns la cota zero. De aici încolo va începe zidirea bisericii noastre. Partea de subsol va fi o capelă care va fi amenajată tot ca biserică până la ridicarea celei de sus. Noi am vrea să mulțumim întâi Preasfinției sale, după aceea domnului Floricel Nicolae, care ne-a ajutat foarte mult. Deși s-a încheiat o etapă foarte importantă din ampla lucrare de construcție, greul abia acum începe. De fapt, banii sunt problema. A venit rândul și altor giurgiuveni cu suflet mare să întindă o mână de ajutor bisericii. Sau, așa cum spune preotul Gheorghe Ion, dacă fiecare giurgiuvean ar dona câte o cărămidă, biserica ar putea arăta exact ca în fotografiile proiectantului. Acum s-a achitat o parte din lucrări, mai avem de achitat încă 900 de milioane pentru lucrările efectuate acum. Vă bazați pe sprijinul sponsorilor pentru a finaliza lucrările? Ne bazăm pe ajutorul lui Dumnezeu, ne-au ajutat cu tot ce s-a putut ienoriașii noștri și sperăm, pentru cât este casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu va avea grijă. Suntem convinși că noul lăcaș de cult din cartierul Tineretului nu va rămâne la stadiul actual și că atât autoritățile locale, județene, dar și giurgiuvenii generoși nu vor sta cu mâinile în sân. De altfel, toți cei care vor să ajute la înălțarea bisericii, fie cu bani, fie cu materiale de construcție, se pot adresa parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni sau pot vira bani în contul parohiei.